Astăzi, în Biserica Ortodoxă facem pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu, precum și a Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului. Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu era de neam iudeu și s-a născut în Cirene, un oraș din vestul Africii, din părinți bogați cu funcții importante în cetate. Tânărul Marcu, sau Ioan, după cum mai era numit, a primit o educație deosebită, cunoscând atât cultura greacă, cât și pe cea iudaică. După ce a emigrat cu părinții săi în Ierusalim, tânărul Marcu l-a cunoscut pe Sfântul Apostol Petru, de la care a și primit învățătura despre Hristos. Se spune că, aflându-se împreună cu tatăl său într-o călătorie pe malul Iordanului, s-a întâlnit cu o familie de lei care veneau spre ei răgnind. Tânărul Marcu nu s-a pierdut însă cu firea, ci s-a rugat spunând: Hristos, în mâinile căruia sunt viețile noastre, nu va lăsa fiarele să ne omoare. Văzând că a scăpat de moarte, tatăl său a crezut în Hristos, botezându-se creștin. La scurtă vreme însă, tatăl Sfântului Marcu a plecat la Domnul, iar în casa pe care o avea în Ierusalim, mama sa Maria a găzduit pe creștinii care se adunau la rugăciune, transformându-o treptat într-o primă biserică creștină. Conform Sfintei Tradiții, în casa lui Marcu a avut loc cina cea de taină și tot acolo s-au refugiat apostolii după ce a fost răstignit Hristos. Mai mult decât atât, în același loc s-a arătat Domnul după înviere apostolilor prin ușile încuiate și tot acolo a avut loc și pogorârea Sfântului Duh. După înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Marcu i-a însoțit pe Sfinții Apostoli Pavel și Barnaba în călătoriile misionare din Antiohia, Seleucia, Cipru și Asia Mică, cum de altfel l-a însoțit și pe Sfântul Apostol Petru la Roma. La Roma, Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu a început să scrie Evanghelia sa, inspirat fiind în parte din cuvântările Sfântului Apostol Petru, dar și pentru că l-a cunoscut pe Hristos personal. Acest aspect a fost confirmat de mărturia lui Papia, episcop de Ierapolis în secolul al II-lea, precum și de Eusebiu de Cezarea. Apostolul lui Hristos Marcu a plecat în Alexandria unde a întărit comunitatea de creștini, călătorind mai apoi în Libia și în Egipt, hirotonind preoți și episcopi în numele lui Hristos. În anul 68, chiar pe când Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu se pregătea să săvârșească slujba învierii, în biserica zidită de el din Alexandria, păgânii au nevălit în altar, l-au legat cu funii și l-au tărât prin cetate, înroșind drumul cu sângele său. Astfel, Apostolul Domnului, Sfântul Evanghelist Marcu, și-a dat sufletul în mâinile celui pe care l-a propovăduit, l-a mărturisit și în numele căruia s-a jertfit. Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului s-a născut la sfârșitul secolului al XVII-lea, fiind deloc din Poltava, un oraș important din centrul Ucrainei de astăzi. Cuviosul s-a refugiat împreună cu familia sa în țara românească în anul 1705 sau 1706, aspect ce explică faptul că nu se știe mai nimic despre copilăria sa. Tânărul Vasile îmbracă haina călugărească la schitul Dălhăuți, de lângă Focșani, iar după ce este hirotonit preot, pentru vrednicia și nevoința sa deosebită, este ales stareț al mănăstirii în anul 1715. Numele cuviosului a început să fie cunoscut, mai ales că în jurul său s-au adunat peste 40 de călugări sihaștri. Starețul Vasile a făcut împreună cu obștea schitului Dălhăuți o adevărată școală duhovnicească de trăire isihastă, a cărui faimă a ajuns până la urechile domnitorului țării românești de atunci, Constantin Mavrocordat.
pentru că schitul devenise neîncăpător, iar aceasta deoarece tot mai mulți călugări doreau să primească învățăturile Sfântului Vasile, starețul hotărăște împreună cu obștea sa să lase doar câțiva sihaștri la dălhăuți, iar restul să se stabilească în schiturile din jur, precum Trestieni, Rătești, Rogozi, Valea Neagră și altele. În jurul anului 1730, starețul Vasile însuși, însoțit de 12 călugări, se mută la schitul Poiana Mărului, pe care îl reînnoiește, de unde conduce duhovnicește celelalte schituri din Munții Buzăului, cercetându-le regulat, fie personal, fie prin scrisori. De altfel, o parte din cuvintele sale de învățătură se mai păstrează și astăzi. Unul dintre ucenicii Sfântului Cuvios Vasile a fost chiar Sfântul Paisie cel Mare sau Velicicovski, care era deloc tot din Poltava, pe care starețul l-a primit în schitul Trestieni. În anul 1767, Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului pleacă la Domnul lăsând în urma sa mărturie vie a vieții sale desăvârșite, un număr mare de ucenici vrednici ce l-au urmat pe calea spre mântuire.